Bă, deci ce m-am speriat. Hai de capul meu. Mamă, dar ce m-am speriat. Bine v-am găsit la un nou video. După cum vedeți, e noapte. Recoltăm noaptea porumbul. Nu de alta, dar se anunță ploi. Azi este miercuri. Mai avem încă mâine o zi în care e ok, cum s-ar zice. Mai avem azi și mâine, de fapt, în care e ok. După care vin ploile. Vine lapovița de săptămâna viitoare. Deci azi, fiind miercuri, mâine joi, bineînțeles că după miercuri numai joi poate să vină. De vineri vin ploi. Ploi destul de grave anunță și mai avem încă un pic de porumb copt. În ghilimele copt, că 18-19 umiditate, dar uscat. Mă, la asta mă refeream. Atunci am zis că stăm un pic oarecum și terminăm. Ăsta ce-l avem mai uscat, nu de alta, dar mie mai mult îmi convine să recoltez în condiții de astea decât pe noroi și... Cred că știți la ce mă refer, nu? Să recoltez în noroi, pământ moale, patinaj, în podmoli. De asta, la cât avem, mai stau aici, nu mai avem aici, cred că mai avem vreo... Dacă mai sunt vreo 5 hectare, dar nu, sunt vreo 4 hectare, ale cam într-o oră, oră jumătate, gata. Și mâine, ce mai avem așa, dar mâine avem mai mult de umblat decât de recoltat. Mâine avem niște parcele mai micuțe de recoltat. Acum s-a aproape plin. Acolo mi-a fost pregătită și drona, dar azi n-am avut timp să o ridic. Poate că mâine reușesc, că azi chiar n-am avut deloc timp. Să-i dau un pic drumul la ceoară. Am pus acolo baterie, l-am încărcat. Uite, nu știu aici unde e capătul, da? Azi imediat în cap. Da? Da, de la face vârf. 95%, nu văd capătul, aia e problemă, nici pe GPS, ba. Da, s-a aproape capăt, e ok. Ajung de atâta, că îmi dă 98 pe buncăr. Aici e problema, nu e problema, doamne feri, am vrut să zic că e problema că dă mai bine. Și nu știu dacă ajung până în capăt asta, niciodată nu o să fie o problemă că dă mai bine. Mă sper să nu curg afară acolo. Am umplut, tata, nu, păi asta ar fi primul buncăr care, ai, nu, să nu-ți măcesc. Asta ar fi primul buncăr care ar, da, vrea să curg afară, cum ar fi. Mă întorc așa să-l las pe colegul pe drum. Nu prestăți să nu mai... Uuu, dar ce am smucit, om? Ar trebui să aud pe... Prrrr, să vine. Nu, ce oprești, te rog, oprești. Bun. Vorba aia, am strâns din buci. Și asta vă ziceam că... Eu, sincer vă spun că șeful m-a sunat că putem merge înăuntru, cum ar veni. Dar am zis că eu aș prefera să stau și cred că și colegii, nu de altă, dar dacă, decât să stai să desfunzi noroi la roți și ale, eu zic că mai mult preferă și ei să stea un pic în plus. Să facă transport în condiții optime. Ei, nu chiar optime, dar sunt acolo, aproape, chiar, aproape ce trebuie. Că mai am un coleg acolo, acum mai văd luminițile. Mai am două parceluca mici aici, Dacă trebuie să văd mai încet. Thank you.
venit oarecum în răzor, știi, și atunci curge tot în partea asta. Încerca să-i bag un pic mai încolo. Nu vreau nici să dau afară, că na, atâta avem, n-avem mai mult. Aș prefera să ajungă tot înăuntru. Și ar mai merge un pic pe ea, dar dacă vrea poate să și margă, dar poate să și stea acum. E decizia lui, oricum, dacă mai fac o tură, cred că e... Dacă și vedea unde sunt rândurile? Aici sunt. Păi ce m-am speriat când mi-am văzut becul în spate de la burlan și am crezut deja că dau peste careva. Băi, deci ce m-am speriat! Hai de capul meu! Mamă, dar ce m-am speriat! Bă, ne-am schimbat kit-ul de pe floare, pe forum, la header. Și nu știu ce reglaj am făcut, ce n-am făcut, sau e de la forum. Dar cred că e de la forum, că vedeți cum se spade de masă, sar bobe în față. Deci am un pic de pierdere, dar e în față la header. Deci la masă am pierdere. Nu știu ce am făcut, mă, că anul trecut n-am avut pierdere. Am avut și atunci, am avut, dar foarte puțin. Parcă am un pic mai mult. Nu e extrem, deci nu e exagerat de mult, dar dacă dai așa pe un metru pătrat, găsești vreo, ce să zic, 10-15 bobe. Ceea ce mi se pare un pic mult. Eu n-am avut pierderea aia anul trecut, nu știu ce am făcut. Poate n-am reglat exact cum trebuie flapsurile alea. Știți că sunt niște flapsuri care se închid. Ai un flaps care se închide, deci de la secție, și unul fix. Și ăla fix poți să reglezi un pic. Tare mică nu l-am reglat cum trebuie și de aia am un pic de pierdere. Dar altceva nu-mi dau seama de unde ar putea fi sau de ce ar putea fi pierdere. De închis le-am închis, acum mi se închisă complet, deci cât se poate apropia vin hidraulică. Dar totuși parcă am un pic de pierdere, adică parcă, că am o idee, ia, vedeți, în spate n-am. Și mi senzori destul de setat, destul de sensibil, deci dacă sunt boabe, mi le arată. Sensibilitate maximă, deci mai jos de atâta nu pot să cobor și mi arată puțină pierdere, dar asta e deja e la extrem dusă sensibilitatea asta. Hai că mai arată și aici ceva, dar nu mai am tare mult. Aici deja începe să arate încolo, în partea dreaptă, cum ar veni. Era mult mai slăbuț. Da, aici deja văd că începe să arate din nou. În bunker mi se pare că... Nu, e curat. Mi se părea parcă că e un pic mortar, dar nu. Aș putea să fac un pic și pe retur, să intre mai mult în retur, să curăț un pic mai tare, dar... E destul de curat, nu vreau să sparg boabe. Mulțumesc! Tocmai ce mi-a schimbat temperatura, mi-a ridicat un pic temperatura în cabină, când mi-era deja un pic rece. Și de obicei când fac treaba asta, încep să strănut. Băi, hai că e ok. Adică, ia, la o tură am făcut 58% în muncă, eu zic că hai că și-o revenit și porumbul ăsta. Mai încolo a fost foarte fain.
în sensul că au dat peste 10 tone, dar aici ne-au tras un pic, este o lăsătură, o groapă, și aia ne-au tras vreo 3 hectare, cam așa. Ne-au tras media de azi în jos. În media de azi trebuia să fie undeva peste 10 tone, un 10 jumate, 11, dar cu lăsătura aia cred că la vreo, nu știu ce să zic, ne trase la vreo 9 tone. A fost foarte slab.